Ce frumoasă zi, în casa binecuvântării, înaintea Dumnezeului binecuvântării, trei familii care doresc să primească binecuvântarea din partea Domnului, familia fratelui Vasile Bârsan, împreună cu sora Ioana, aduc pe micuțul fecior Elias, Domnul să-i binecuvinteze. Apoi familia Daniel și Sara Barbă aduc pe fetița lor, Ana Emilia, Domnul să o binecuvinteze. Și nu în cele din urmă, familia fratelui Samuel și sora Camelia, Danileț, aduc fetița lor, Andreea Elisabeth, și zicem ca Domnul să-i binecuvinteze. Nu există un alt loc unde să primim binecuvântarea decât în casa binecuvântării și înaintea Dumnezeului nostru, care este singurul care poate binecuvânta. Amin. Dimineața aceasta este, sau prima parte a serviciului este dedicată părinților și copiilor. Și aș vrea să vă spun că munca părinților și slujba părinților devine din ce în ce mai grea în secolele și în vremea în care trăim acum. Contextul în care noi trăim acum este mult, mult mai diferit decât contextul în care am trăit noi sau în care au trăit părinții noștri. Și lucrurile care sunt în jurul nostru toate țintesc împotriva familiei, împotriva copiilor și, bineînțeles, împotriva lui Dumnezeu. Și poate ați spune, frate Corneliu, atunci care este șansa de izbândă. Șansa noastră de izbândă este Dumnezeul cel mare și puternic, care nu s-a schimbat. Puterea Lui este aceeași ieri și azi și în veci. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Vedeți, contextul în care trăim, sistemul lumii acesteia în care trăim, au mereu și mereu săgeți împotriva părinților și împotriva copiilor și împotriva familiei. Deja se spune de la tribună, copiii sunt o greșeală, părinții nu i-au dorit și sunt plătiți de taxele noastre. Și noi de multe ori ne gândim că toate acestea trec fără să le simtă copiii și urechile lor. Și nu este așa. Astăzi, printre cei tineri, 80% din ei au gânduri de sinucidere. Pentru că sistemul în care trăim, lucrurile care ne înconjoară, sunt puse împotriva lui Dumnezeu și împotriva noastră. Un miliardar consumă miliardele lui pentru promovarea avorturilor, pentru promovarea distrugerii familiei. Până acum miliardarii se bucurau de miliardele lor, astăzi îi pune în mașina împotriva familiei și împotriva copiilor. Trăim vremuri care niciodată n-am crezut că o să le trăim. Și de aceea, în biserică, ne rugăm ca Dumnezeu să dăie putere părinților, să dăie putere copiilor, pentru că singura șansa noastră de biruință și de a ajunge la capăt și de a trece linia de final este Domnul Iisus Hristos, care a biruit moartea, a biruit lumea și a biruit toate sistemele lumii acesteia. Doamne, ajută-ne să stăm aproape de Tine. Spunea un copil așa aici, copii ascultați de părinții voștri în Domnul, pentru că este singura promisiune care are însoțită o făgăduință. Are așa frumoasă promisiune în spatele acestei porunci. Și porunca aceasta spune, ascultați. Aș vrea să vă spun că cel mai
derogatoriu termen astăzi este a asculta. Astăzi este foarte conotat negativ cuvântul a asculta. Astăzi interpretarea dată de diavolul și de sistemul lumii în care trăim la cuvântul ascultare înseamnă slăbiciune. Înseamnă că n-ai un IQ destul de ridicat. Astăzi înseamnă ascultare, înseamnă că tu nu ești cel ce trebuie să fii. Tu depinzi de alții. Alții sunt mai bine pregătiți decât tine. Nu trebuie să asculți. Tu ești singurul care te poți ghida. Toată canalizarea, toată energia trebuie să fie spre tine. Până într-o zi, o doamnă care a fost temătoare de Dumnezeu s-a dus la medic și i-a spus: ne pare rău, dar ești în stage 4 cancer, cancer de gradul 4. Și femeia aceasta a spus: zilele mi-s numărate. Bineînțeles că s-a rugat Domnului, dar parcă în vremea aceea a înțeles odată din nou mai mult că viața nu este despre ea, ci viața care o trăim este despre alții. Observați, când vorbim despre dragoste, una dintre atributele mari ale dragostei, care spune foarte clar, caută nu folosul său, ci folosul altora. Familia este locul, este terenul, este grădina unde dragostea se poate exprima cel mai bine. Nu este greu atunci când iei copiii 2, 3, 4 în brațe, unul în cărucior, unul în brațe, știu eu, unul în carsi și așa mai departe. Cea mai grea zi este atunci când copilul pe care l-ai alăptat, când copilul la care ai ținut așa de mult și ai dat tot ce ai avut, o să-ți spună nu. Copilul la care te-ai așteptat să vezi toate idealurile tale și tot ceea ce ai pus tu în el să aducă roadă, cea mai grea zi este atunci când copilul spune: tata, nu vreau, mama, nu vreau. Și zicem în dimineața aceasta: Doamne, pune Duhul Tău ce-L sunt peste copiii noștri. Este singura șansă, este singura linie de a merge înainte. De multe ori, unii dintre ei chiar vin în casa Domnului, dar gândul lor este în altă parte. Și spunem: Doamne, îi iubim, îi dorim, îi aducem înaintea Ta, dar Te rog, prin Duhul Sfânt, atinge-le inima. Lucrează la inima lor, deschide-le inima, deschide-le mintea. Ce negură este în afară, lucruri care se spun împotriva copiilor noștri, împotriva familiilor noastre. Cine poate să le lumineze mintea? Parcă în fiecare zi trebuie să-i decodezi de toate buruienile care le-au adunat în timpul zilei și au început să intre în mintea lor și în inima lor, și seara trebuie să-i decodezi, să te rogi împreună cu ei, să-ți iei timp și să spui că aranjarea acestor gânduri nu este după Scriptură și n-are nicio bază și aduce doar depresie și aduce doar gânduri rele și gânduri negre. Doamne, ajută-ne ca în familia noastră cea mai mare părtășia noastră, cea mai mare prioritatea noastră nu să fie să aducem cele mai bune haine, deși sunt foarte bune,
să aducem cele mai mult frumoase mașini, deși sunt foarte bune. Să aducem cele mai frumoase case, deși sunt foarte bune. Cea mai mare prioritate între noi și copiii noștri este să fie timpul acesta petrecut împreună. One on one, two in two, three in one, sau cum este familia. O altă problemă aici, ceea ce se vorbește foarte puțin astăzi și este cea mai mare nevoie astăzi, de la calitatea de părinți trebuie să trecem la calitatea de mentori. Calitatea de părinte, de multe ori noi înțelegem, trebuie să pui mâncare caldă, să pui haine curate, să pui totul ce trebuie, dar calitatea de mentor. Observați, în versetele care au fost înaintea versetului care s-a citit, în versetele 20 și 21, nu vorbește despre haine, nu vorbește despre casă, nu vorbește despre lucruri materiale, ci vorbește despre suflet, despre calitățile sufletului, despre calitățile de interacția noastră cu sufletul copiilor. De multe ori spunem, am încercat metoda aceasta cu primul copil, o voi încerca și cu al doilea. Mare greșeală. Copiii noștri au DNA-ul nostru, au codul nostru în ei, dar nu gândesc ca noi. Așa cum sunt degetele la mână, niciun copil nu este de asemenea cu celălalt. Gândesc foarte diferit, au nevoi diferite, procesează diferit, înțeleg diferit, au preferințe deosebite sau diferite. Și zicem, Doamne, ca părinți, dă-ne putere să înțelegem pe fiecare în parte, așa cum sunt ei, pentru că sunt unici. Niciun copil nu este ca celălalt, chiar dacă sunt 10 sau 12 sau 20 într-o familie. Sunt diferiți. Cineva striga în gura mare, spune, am trăit lângă un tată pocăit și lângă o mamă sfântă, dar spune, n-am putut să mă dezvălui înaintea lor. Dă-i șansă copilului să se dezvăluie înaintea ta fără prejudecăți. Are nevoie de o mână care să-l ridice. Are nevoie de niște ochi care să vadă iubire. Și să spună, no matter what, I don't give up on you. Ești al meu pentru totdeauna. Ești al meu pentru totdeauna. Dumnezeu te-a pus în familia mea. De multe ori copiii cred că tata și mama trebuie să aibă cele mai alese cuvinte. Și așa este. Dar de multe ori trebuie să fim aceia care să spunem, chiar dacă nu-ți place, pentru că sunt tatăl tău și mama ta, trebuie să spun aceste lucruri. Chiar dacă nu-ți place, business-ul meu nu este să-ți fac să-ți placă. Porunca mea și datoria mea este să-ți spun ce trebuie să-ți spun pentru viitorul tău și viața ta. Doamne, ajută-ne ca să primim de la Tine învățătura și să o trimitem mai departe spre copiii noștri. Slăvit să fie Domnul! Domnul să ne ajute să fim niște tați și niște mame, mentore, adică să putem să participăm în această creștere de multe ori greoaie a copiilor noștri. De multe ori așa, up and down, up and down, ca miei ăia care zburdă și câteodată mai vor să sară gardul. Doamne, în vremea aceasta, când avem atâtea săgeți împotriva noastră, știm că avem o voce a cărei putere este mai tare decât puterea mărilor și a oceanelor și a furtunilor. Este vocea lui Iisus Hristos, care atunci când rostește un cuvânt, marea și furtuna se potolește, slăvit să fie Domnul!
Doamne, dacă sunt furtuni în familie, potolește-le Tu în dimineața aceasta și dă binecuvântarea Ta peste fiecare familie. Și dacă mai sunt lucruri care trebuie aranjate, aliniate, netezite, Doamne, lasă pe Duhul Tău cel Sfânt să netezească și părinții și copiii și să fie un colț de rai unde copiii noștri să poată crește spre slava lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! E adevărat că este de multe ori foarte greu să vii înaintea unui copil aproape adult, adolescent, și să spui, I'm sorry. Să spui, aici am greșit, aici am avut asumări greșite, aici n-am procedat bine. Atunci va descoperi copilul că tu ești nu numai un părinte, tu ești și un prieten. Și Domnul să ne ajute să fim părinți, preoți ai casei și prieteni ai copiilor noștri, mentori cu adevărat, unde ei se pot dezvălui, unde ei pot pune totul la picioarele Domnului și împreună cu El să-L iei de mână și să spui, mergem împreună la rugăciune. Mergem împreună și strigăm către Domnul. Mergem împreună și mijlocim înaintea Domnului. Slăvit să fie Domnul! Pentru copii. Poate credeți că ascultarea de părinți este aleatoare, este variabilă, este așa opțională. Într-o familie, o mamă de 80 de ani, a păzit ea animalele de acolo din ogradă, dar fiind bătrână, fiind posibilitățile mai mici, porcii au ieșit afară și au stricat grădina și în sfârșit mare problemă. Vine băiatul acasă cu o falcă în cer și cu una în pământ, o lovește pe săraca mamă, o apostrofiază. Și nu a ajuns că o lovit-o și a început să curgă sânge din mâinile ei care a ținut-o pe brațe. L-a împins-o în jos și a căzut. Și a spus, copilul meu drag, pieptul acesta cu care m-ai izbit și m-ai izbit să cad, pieptul acesta te-a lăptat. Și după câteva zile, mama aceasta a murit. Omul acesta, care a crezut că are toată puterea, în mai puțin de 2 săptămâni, a căzut paralizat de amândouă mâini și de un picior. S-a dus la mormânt să-și ceară iertare de la mama, dar a spus, nu mă mai auzea nimeni, mormântul era rece, și s-a dus seară după seară, noapte după noapte, să ceară iertare și n-a putut să primească nici o iertare, doar ecou. După un timp oarecare a vorbit cu un frate slujitor și a spus, vreau să primesc botezul. Și la biserică, pentru că nu mai putea veni, era paralizat, a trimis-o pe soția lui. Și fratele a zis, păi îl botez și pe soțul, dar unde-i soțul? O zice, e acasă. Când a venit acasă, a auzit toată povestea. Și a spus, ce să fac? Și a spus, roagă-te lui Dumnezeu dacă se poate să te ierte. Omul acesta, în mai puțin de 3 săptămâni, când era gata data botezului, s-a dus la cele veșnice, nemai primind iertarea, scurtându-și viața cu nu știu câți ani. Dragii mei, copilași care sunteți astăzi adulți, sau care sunteți adolescenți, haideți să ascultăm ce spune Biblia. Ascultați de părinții voștri în Domnul, că acest lucru place Domnului. Și Domnul să ne ajute pe noi, părinții, să fim părinți, preoți, mentori și prieteni pentru copiii noștri în prezența și prin călăuzirea Duhului Sfânt. Amin.